Bună dimineața! Să știți că, deși criza bântuie la anumite domenii, să știți că imobiliarele se simt foarte bine. Sunt români care au reușit să strângă bani în pandemie și se întreabă acum dacă este momentul să cumpere locuințe. Le dăm toate răspunsurile împreună cu Radu Pașca, consultant imobiliar, care este alături de mine. Bună dimineața, Radu! Bună dimineața, bună dimineața! Știu prieteni care au reușit să pună bani buni la saltea și se întreabă dacă este un moment prielnic să-și cumpere o casă. Bineînțeles că da. Avem, din punctul nostru de vedere al consultanților imobiliari, două tipologii de clienți care în acest moment caută să cumpere. Sunt cei care caută oportunități pentru investiție, ulterior închiriere, sau sunt familii ca și noi, da, care doresc să se mute într-un apartament în care să își continue viața de familie. Dacă mă întreb pe mine, este o oportunitate. Consider că nevoia este constantă. Da? Mai ales că foarte mulți oameni care au stat blocați în pandemie, în străinătate, se întorc acasă. Ai fi surprins să vezi cât de multă lume se întoarce acasă, pentru că în România, în momentul de față, restricțiile sunt puțin mai relaxate decât în alte țări. Și aceștia, într-adevăr, care vin din străinătate, aduc și cașcavalul, au reușit să-l pună la saltea în această perioadă și în anii trecuți. Ce-i sfătuiești să se îndrepte spre un credit și să dea avansul minim sau să toarne cât mai mulți bani pentru a acoperi o cât mai mare parte din preț? I-aș sfătui să fie precauți cu banii lichizi pe care îi au, da? Să se ducă către un credit, dacă mă întreb pe mine, cel puțin pentru prima perioadă, până se clarifică lucrurile și să vedem care este fluiditatea produsului imobiliar în viitor. Un an, doi de zile, cred că lucrurile se vor calma și vom intra normal. Și atunci, eventual, dacă au dorința să achite integral, poate să o facă, dar nu, să nu-și riște banii lor. Eu asta aș face, dacă mă întreb pe mine, m-aș duce la un broker de finanțe, l-aș întreba care sunt avantajele și m-aș îndrepta către un credit în momentul ăsta. Aș prefera să lucrez cu banii băncii, dacă mă întreb pe mine, nu cu banii mei. Cu banii mei m-aș bucura de investiții, de design și așa mai departe. Care sunt mai avantajoase în acest moment? Casele vechi, apartamentele vechi sau cele făcute de dezvoltatori noi? Dacă ne gândim la o familie care dorește să se mute într-o casă nouă, aș recomanda dezvoltările noi, pentru că dezvoltările noi sunt gândite puțin cu o mică infrastructură interioară, dacă mă gândesc la rezidențialul nou. Chiar ieri am fost să văd un proiect foarte, foarte mișto, care are un părculeț interior, are un magazin, un mic mega shop sau ce e de alimentar acolo, o mică farmacie în zonă, o gură de metro în apropiere. Și este bună ca și calitatea vieții mai degrabă decât locuințele vechi. La locuințele vechi, adresabilitatea o văd pentru cei care doresc să facă o investiție, să cumpere mai ieftin, să o amenajeze și ulterior să o închirieze când va intra din nou, cum să zic? Foarte pe scurt, la final, spunem dacă se va scădea piața în orizontul apropiat, dacă ținem banii și cumpărăm la toamnă sau cumpărăm acum pentru că nu vor fi modificări. Recomand ca cei care au nevoie să cumpere acum, da, pentru că ei nu o cumpără în scop investițional. Considerăm că piața imobiliară nu o să scadă foarte mult, probabil în toamnă va fi o corecție mică. Da? Datorită faptului că cei care au fost afectați de pandemie cu credite existente, da, pe scurt, recomand ca cei care au un interes financiar să cumpere, iar cei care doresc să-și caute o casă pentru ei, la fel. Mulțumim tare mult, Radu Pașca. O să mai revenim, dragilor, cu transmisiuni pe tema imobiliarelor, pentru că vrem să știm dacă este un moment bun să vinzi. Cam atât pentru momentul de aici.